Bun găsit! Iată-ne în ziua a doua a summitului Renunță la kilogramele în plus. Astăzi, alături de mine, este minunata Iulia Barbu, fata cu mâini de aur. De ce am numit-o așa? Pentru că Iulia lucrează cu mânuțele ei pe câmpurile energetice din jurul corpului fizic. Știu că poate să sune un pic ciudat, mai ales dacă nu ați mai auzit despre lucrurile acestea până acum, de aceea Iulia va face chiar și o sesiune la finalul acestui interviu pentru a simți voi pe propria piele și pentru a vedea cum funcționează ceea ce face Iulia. Sunt tare fericită, Iulia, că suntem împreună astăzi. Mulțumesc de invitație. Te rog să-mi vorbești puțin despre tine. Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Da, frumoasă întrebare. Cred că începutul a fost, prima mea trezire spirituală, să spun așa, a fost acum în 2011, când am fost la Kaufland să-mi cumpăr alimente. Și în parcare erau niște indieni nativi care cântau muzică live. Și pur și simplu, 3 minute n-am putut să mă mișc, am fost, nu știu, s-a întâmplat ceva, am trăit, m-a dus așa într-o transă melodia respectivă. Știu că eram student atunci și aveam 70 de lei bugetul pe săptămâna respectivă să cumpărăm mâncare și CD-ul lor era 35 de lei. Și m-am oprit și am luat un CD și am luat mâncare doar de restul. Cred că a fost prima mea trezire așa foarte intensă spirituală. Pe parcurs am avut ocazia să am avut așa un parcurs destul de interesant. Lucrul ăsta cu mâinile, cred că e ceva ce făceam de când eram mică, dar am uitat ca și adult. Iar când am avut ocazia să mă instruiesc cu șamani din Peru care vin anual în România de peste 15 ani, ei nu prea vorbesc, da? Ei, da, sunt niște oameni așa mărunței, sumar, da, simplu îmbrăcat, nu prea vorbesc, ei doar, da, prezența lor și ceea ce fac, cumva contribuie la, la vindecare. Și de câte ori mă întâlneam cu ei, îmi luau mâinile, scuipau ceva, spuneau ceva pe limba lor și apoi îmi scuipau mâini și îmi le dădea înapoi. Prima dată când s-a întâmplat asta, m-am dus și m-am spălat, eram fiind însărcinată, am zis, ok, nu știam ce s-a întâmplat, abar nu aveam. După câțiva ani am conștientizat că ce făceau ei, de fapt, îmi transmiteau ritul mâinilor vindecătoare. În Munaikis, în niște inițieri, una dintre aceste inițieri este acest rit al mâinilor vindecătoare și ei cumva vedeau în mine această abilitate, dar nu îmi spuneau nimic, nu încercau să mă convingă, nu încercau să-mi explice, să... De câte ori ne întâlneam și asta se întâmpla cam o dată la 2 ani de zile, o parte, deci diferit șaman, nu doar un singur, deci 3 șamani vin în România, 2 dintre ei, în diverse contexte, mi-au trezit acest rit, fără să-mi spună niciun cuvânt. Și am durat, cred că, aproape 7 ani până când eu am ajuns să facilitez sesiuni de biofield healing. Și atunci am conștientizat ce se întâmpla și ce făceau ei. De fapt, vedeau în mine cam acest dar, dar înțelegeau că am nevoie ca eu să înțeleg și să descoper asta. Și cumva, faptul că am primit acele inițieri pe care ei mi le-au dat, cumva pe mine m-au purtat, informația respectivă m-a purtat într-un drum ca astăzi să ajung să fac ce fac. Și cine te-a învățat, practic, cum să lucrezi, cum să simți câmpul? Prima școală a fost școala de medicină șamanică din România. Deci avem în România o școală șamanică de peste 14 ani. Sunt două, de fapt, de anul ăsta. De anul ăsta și eu predau într-una dintre ele. Se numește medicină energetică Inca. Și acolo roata medicinei șamanice este o formare în 4 module de-a lungul unui an. Și acolo, cumva acolo învățăm să percepem această lume invizibilă a energiei. Iar apoi mi-am dorit să pot să lucrez cu grupurile, pentru că în terapia șamanică lucrăm preponderent 1-1 și mi-am dorit la un moment dat, într-unul dintre cursurile pe care le facilitam, să pot să organizez sesiuni de vindecare de grup. Și așa am descoperit sesiunea de biofield healing. M-am instruit cu Deborah Wayne din California. A fost 6 luni în care mă trezeam de 2 ori pe săptămână, de la 3 dimineața la 5, ca să particip la cursuri. Wow.
Și ce fac acum, deci cumva este o metodă adaptată, deci am luat experiența de, da, din 2011 până acum, deci nu mai știu câți ani sunt, de medicină șamanică, plus ce am învățat de la Deborah și ce a ieșit este ceva personalizat, cumva mi-aduc și propria contribuție în proces. Minunat! Eu fac parte din grupul cu care tu lucrezi de câteva luni bune și încă de la prima sesiune am simțit efectiv cum lucrezi pe mine și îmi doresc să arăt și aplicația pe care tu o ai. Aplicația se numește, cum se numește, o secundă? Aliniere energetică. Aliniere energetică. Se vede aici? Da. Așa. Da. Și, practic, eu intru aici, Iulia face două sesiuni pe lună, da? De două ori duminica, durează aproximativ o oră, propriu-zis, ea lucrează aproximativ 25 de minute și, practic, toate sesiunile rămân înregistrate în această aplicație. Iulia, de ce ne sfătuiești să ascultăm de 4 ori fiecare sesiune? Da, deci recomandarea. Sesiunile de Biofield Healing sunt o formă de a menține un nivel de igienă la nivel energetic. Deci așa cum avem corpul fizic și îl spălăm zilnic, îi dăm să mănânce, îl punem să doarmă, noi avem și un corp energetic. Este acest corp invizibil care conține toate celelalte corpuri pe care noi le avem. Și în acest corp invizibil de energie există informații, da? Șamanii spun din două linii, linia genetică și linia karmică. Adică tot ce am făcut, linia genetică, tot ce am moștenit la străbunii noștri, da? Se spune 7 generații, acea informație rămâne, da? De pe ambele linii, mama, tata, rămâne cumva cu noi. Iar linia karmică, da, tot ce am făcut noi în viața asta sau în alte vieți, acele informații rămân. Printre acele informații există și multe imprinturi de traume și ele continuă să ne informeze momentul prezent. În momentul în care facem câte ne expunem la o sesiune de Biofield Healing, recomandarea este o sesiune pe zi, indiferent de care sesiune, o sesiune pe zi, de asta am creat și aplicația ca să poată să fie accesată la un click distanță, poți să o asculți, să o pornești sesiunea înainte să dormi și apoi să te pui să dormi, deci poți dormi, te poți mișca, deci nu este o meditație clasică, este efectiv, sunt niște frecvențe care vin și actualizează sistemul energetic. Sunt două etape. În prima parte a terapiei, e partea de releasing, dăm la o parte această energie care blochează. Noi ca oameni avem această predispoziție de a păstra energia de care nu mai avem nevoie. Da? Deci avem chakra, avem acest sistem de mentenanță proprie a corpului. Ele în timpul zilei se învârt în sensul ceasului și ne alimentează cu energie, iar în timpul nopții ele se învârt invers și curăță energia de care noi nu mai avem nevoie. E bine, când nu dormim suficient, când consumăm alcool, când suntem stresați, când stăm într-un mediu toxic, sistemul ăsta propriu de mentenanță nu mai face față singur. Da? Și anumite chakre încep să se încetinească, da? Să nu mai funcționeze la capacitate maximă. Și ăsta este momentul în care suntem obosiți, suntem irascibili, suntem mult mai nervoși și în timp, da, depresii, oboseală și altele. Din acest motiv, din când în când, avem nevoie de o metodă care să ne ajute să mișcăm energia blocată, cum este sportul, da? Cum sunt respirațiile, cum este plimbarea în natură. Și cum sunt terapiile de genul ăsta, da, de Biofield Healing sau terapiile cu care rezonezi, da, nu spun că doar asta facem, da, deci orice terapie cu care rezonezi și care simți că îți aduce o contribuție este ceva care să susțină corpul energetic, să dea la o parte din informații de care nu mai ai nevoie. Pentru că atunci când ne atașăm de povești din trecut, când ne atașăm de traume, când nu suntem dispuși să le dăm drumul, forța vitală, energia forței vitale nu circulă liber. Și când nu circulă liber, nu avem energie, nu avem resurse și ca să creăm mai mult avem nevoie de energie. Totul este energie și totul este un schimb și un transfer de energie. Și atunci când folosim sesiunea de Biofield Healing, unul la mână, un mod de igienă, deci odată să dăm la o parte informațiile pe care noi, cu care venim și pe care le preluăm din mediu. Pentru că și suntem ca un burete care absorbim informații din mediu. Dacă ne uităm la știri, absorbim acea informație. Dacă ne mutăm într-un oraș diferit, absorbim, da, din conștientul colectiv credințele acelei zone. Sunt multe, multe exemple
Dar seara, așa cum facem duș, și dușul ne ajută să ne curățăm energetic. Da? Așa, deci dușul de seară, mai ales după o zi încărcată, este tot o formă de terapie. Da? Pentru că apa, efectiv, spală toată încărcătura. Dar, dincolo de asta, o sesiune de biofield healing, în primul rând, dă la o parte acea încărcătură, acea energie care blochează, fie că este acel blocaj în corpul fizic, în corpul mental sau în corpul emoțional. Și în partea a doua, asta este, cred că, motivul pentru care este atât de îndrăgită această tehnică, este partea de charging, de încărcare. Deci, efectiv, pentru că dăm la o parte blocaje, forța vitală, energia forței vitale are unde să intre și vine, efectiv, e ca un download care se întâmplă și care se simte și e ca și cum ți-ai încărcat telefonul, ca și cum ți-ai încărcat bateria, așa cum îți încarci telefonul în fiecare zi. O dată pe zi, durează 20-25, maxim 30 de minute o sesiune, nu se aude nimic, poți să te miști, poți să dormi, poți să pornești seara înainte de culcare, deci nu ți-a extra timp să beneficiezi de o astfel de sesiune. Ai partea de releasing, de curățare asigurate și ai partea de charging. În momentul în care faci asta constant, da, mai multe zile la rând, începi să înveți să funcționezi cu rezervoarele pline. Pentru că noi, ca oameni, suntem obișnuiți să funcționăm cu rezervoarele goale. Și când credem că nu mai putem, tot mai putem un pic. Dar asta nu ne duce departe. Da? Deci funcționăm cu rezervoarele goale, dar distanța pe care o putem să o parcurgem este una foarte mică. Când vrem să creăm ceva diferit, când vrem să mergem după niște obiective sau după niște dorințe care par așa imposibile pe moment, avem nevoie de mai multă energie. Este un mod foarte simplu de a crea mai multă energie. Deci recomandarea este o sesiune pe zi, iar acele sesiuni, acele teme care simți că te impactează, da, acele teme să le lucrezi de 4 ori, da, în zile diferite. De exemplu, dacă una dintre teme cu care eu am lucrat foarte mult este sesiunea de biofield healing pentru a da la o parte blocajele care te împiedică să primești. Noi, eu cu asta am lucrat, cred că, 2 luni. Dar multam, scanam lista, deci asta, de asta sunt puse și în aplicație și în momentul în care cineva se înscrie, primește acces la toate sesiunile anterioare, pentru că pur și simplu deschizi programul, te uiți la înregistrările sesiunilor, scanezi lista și vezi ce sesiune te atrage. Da? Merit tot ce-i mai bun, cer și primesc. Valențele iubirii sau iertarea de sine sau oboseală sau primire sau abundență sau energie sexuală sau feminin, masculin. Deci sunt vreo 60 de teme, mai mult de 60 de teme, cred că sunt. Spune-mi, te rog, pe a primi, practic, tu ai ascultat aceeași sesiune 2 luni la rând? Nu neapărat 2 luni la rând, dar în alea 2 luni, eu cred că 80% din sesiune era acea sesiune. Dar pentru că simțeam că tot mai era ceva. Deci cumva a fost așa până am simțit că pot să mă deschid complet. Și la un moment dat s-a întâmplat și în viața fizică schimbarea. Da, și am putut să văd, de exemplu, mi-am dat seama, eu am lucrat la început și am crezut că pot să primesc până când cineva a vrut să-mi ofere o masă gratuită și n-am, da, și stai puțin, eu lucrez de o lună de zile pe primire și, da, nu pot să primesc, da, deci a fost, mi-am dat seama că, deși aveam impresia că sunt foarte ok cu primirea, mi-am dat seama că n-am putut să primesc ceva gratuit. Și am zis, ok, deci nici măcar n-am început. Și am continuat. Deci a fost o temă care pentru mine am crescut așa într-o... Niciodată niciun băiat nu mi-a dat niciun suc. Tot timpul mi-am plătit eu toate consumațiile de fiecare dată și acum cu soțul meu, chiar dacă da, suntem împreună de când eram copii, da, deci nu există, da, deci nu știam să primesc. Și deși am succes și pe plan financiar și pe toate părțile, mi-am dat seama, de asta s-a întâmplat, cred că acum vreo 4 luni, că eu, de fapt, habar nu am să primesc, deși predau lucrul ăsta. Da, deci a fost așa o chestie care m-a lovit și am lucrat cu ea constant. Acum mi-e foarte ușor să primesc și complimente și invitații și... Deci sunt așa, într-o primire, dar fără, pur și simplu, cu toată inima. Și acele sesiuni care simțim că avem de lucru cu ele, le putem face până când simțim că am lucrat, am dat la o parte tot ce ne împiedică să fim în acea energie. De regulă, cu oamenii care lucrez, îi caut un pic pe internet înainte să-mi fac o idee despre ei.
să le simt energia, să intrăm în conexiune cu ei. Și în ceea ce te privește, am găsit un video în care explicai cum ai conștientizat la un moment dat, cred că prin munca cu un șaman, cum existau anumite blocaje dintr-o altă viață legate de partea financiară. Da. Deci, în cadrul de sesiune de terapie șamanică, asta este un proces care se întâmplă unul la unul, sunt mai multe procese. Unul dintre procesele care se întâmplă în cadrul acelei sesiuni de terapie este se face tracking, deci se pleacă de la o problemă și șamanul face tracking să vadă când a apărut acel imprint prima dată în conștiința acelei persoane. Și aveam foarte multe limitări pe bani. Unul dintre contracte, da, deci într-o altă viață, deci în mai multe viețe am avut foarte mulți bani și am făcut abuz de putere. La finalul unei astfel de vieți am decis că nu o să mai am niciodată mai mulți bani decât sticul necesar, tocmai pentru a nu mai face acele greșeli pe care le-am făcut atunci. Și exact asta se întâmpla în viața asta. Deci, vreau concediu, aveam bani de concediu, vreau casă, aveam bani de casă, dar nici în cent, adică toate plățile mele se încheiau cu contul pe zero, adică soțul meu încă se minuna cum reușeam asta, adică era, da, deci era, efectiv, vreau o vacanță, era o vacanță care costa 3600 de euro, erau exact banii care aveam în cont, 3600 de euro. Nu înțelegeam de cum se întâmplă lucrurile în felul ăsta, până când în cadrul unei sesiuni de terapie șamanică mi s-a găsit, da, s-a identificat acest contract, această, da, și a fost extrasă acea informație, astfel încât ceva din trecut să nu-ți mai informeze prezentul. Și da, e un proces foarte frumos și terapia șamanică. Și, Iulia, practic tu, ca și client, nu trebuie să faci nimic, pur și simplu șamanul face toată munca? Da, eu în parte la început. Deci, munca cea mai greu face șamanul. Da? Ca și client, vii, vorbești 10-15 minute despre problema ta. Unele persoane spun, Iulia, și eu astea 10 minute și dacă nu făceai nimic, au fost suficiente, da, să, da. Deci la început avem un mic interviu să discutăm despre o problemă. Șamanul în timpul acestui interviu face tracking. De fapt, problema cu care vine clientul nu este problema reală. Clientul vine cu un simptom, cu un efect. Șamanul are această abilitate de a face tracking și de a identifica, de fapt, care este cauza. Apoi clientul se întinde și inspiră și expiră de câteva ori, da, în timpul terapiei și restul nu are nimic de făcut în partea de terapie. Dar are de făcut ceva după terapie. Pentru că în timpul terapiei, odată se face partea de curățare și în a doua parte se primește o informație nouă. Deci scoatem ceva din trecut, astfel încât prezentul să nu mai fie informat de o traumă din trecut și în partea a doua terapie aducem o informație din viitor. Aducem o informație nouă din viitorul acelei persoane, adică acea persoană își trimite singură o informație nouă, eu doar o canalizez, care să vină să rescrie peste vechea poveste și în felul ăsta nu ne mai ducem în automatismele pe care le știm, pentru că vine o informație nouă care rescrie peste vechea poveste și cu ajutorul căruia persoana poate să facă alte alegeri. Poate să facă exact aceleași lucruri care le făcea până atunci, dar dintr-o altă energie. Da, creează ceva diferit. Iar tema de casă pentru persoana care primește astfel de terapie, timp de 30 de zile se conectează cu această hartă mitică, cu această informație nouă, până când devine obișnuită, până când devine normal pentru acea persoană să stea în acea vibrație și în acea energie. Asta este modul prin care se face o actualizare a structurii, a tuturor structurilor, de fapt. Wow! Fantastic! Deci în 30 de zile poți să-ți schimbi întreaga viață. Viața se schimbă imediat, dar în 30 de zile poate și mintea ta să înțeleagă că tu ai făcut o schimbare. Că aici este... De lucrat. Iulia, spune-mi, te rog, oamenii pot să vină la tine cu absolut orice tip de problemă, nu numai dat kilograme jos? Deci chiar azi de dimineață am avut așa... M-am mutat de curând în Sibiu, de curând, din august anul trecut și am început să fac mult mai multe terapii în persoană. Da, eu lucram exclusiv online și lucrez în continuare și online, dar mă sunt așa într-un cerc de oameni care se recomandă între ei și așteaptă, da, așteaptă 3 săptămâni ca să le pot face programare. Și sunt oameni diverși, da, în special din mediul antreprenorial, asta mă surprinde foarte mult, cu
probleme diverse. Da? Apropo, am avut azi și de greutate, am avut și pe bani. Am mâncat luna asta foarte mult pe bani. Deci a fost așa energia a banilor, a oameni care s-au hotărât să schimbe realitatea financiară și au ales să lucreze, să abordeze subiectul ăsta cât se poate de deschis, chiar dacă este unul dintre subiectele vulnerabile, pe abuz, pe nu pot, pe nu sunt văzută, nu sunt auzită, nu știu ce am de făcut, nu mai știu cine sunt, da. Pe boli în corpul fizic, pe anumite dureri? Da, deci eu nu prea vorbesc și nu prea mediatizez partea asta, dar sunt, cred că vreo 3 sau 4 persoane care s-au vindecat complet de diverse boli grave, chiar în stadii foarte avansate. Nu e că nu spun despre asta, dar cumva nu, în terapie nu există garanții. Dar eu lucrez atât cât clientul își dă voie să lucreze. Deci dacă vine și cumva este, fiecare își face partea lui. Da. Și nu pot să ofer garanții, dar cu oamenii cu care am lucrat și pe probleme de sănătate cu bătrâni, da? Că de fapt bătrânii cu care am lucrat sunt părinții clienților mei. Okay. Da, clienți ca tine de vârsta noastră care au simțit beneficiile acestor sesiuni și au înțeles că putem să abordăm dincolo de medicamente și dincolo de tratament, asta rămâne în prim plan, putem să facem și altceva. Și am lucrat cu mama unei prietene, până la urmă a devenit și prietenă, cu probleme de oase, dureri de oase și de încheieturi. Toată lumea spunea la 84 de ani, ce mai vreți, doamnă, că da, e normal să aveți dureri, doar că ea avea dureri non-stop și ziua și noaptea și nu funcționau nici calmantele și toți medicii spuneau, doamnă, la vârsta asta e normal să fie așa, ea n-a vrut să accepte lucrurile astea. Și știu că am făcut 4 sesiuni, dar după a doua sesiune, da, m-a sunat plângând să-mi spună că nu mai are nicio durere. Așa, și pentru mine a fost, da, și acum ne vedem doar o dată la 3-4 luni, când mai apare ceva, facem așa un fel de mentenanță. Sunt multe minuni care s-au întâmplat și despre care am putea vorbi până mâine. Aș vrea să confirm și eu cele spuse de Iulia, pentru că în aceste zile, chiar acum când facem noi înregistrarea, acum sunt acasă la părinții mei, dar când am făcut ultima sesiune de grup împreună cu tine, mă aflam în casa bunicilor mei. Și în casa respectivă este bunica mea, care are aproape 80 de ani, și Iulia a făcut o sesiune cu tema eliberare de fidelitățile ascunse față de modelele parentale. Ce vreau să vă spun este că bunica mea, fiind în casă, a beneficiat și ea de această sesiune. Ei bine, eu am ascultat-o 2 zile la rând. În aceste 2 zile, bunica mea a fost în continuu deranjată, a mers numai la toaletă și ideea este că a și durut-o capul, da? Ideea este că a eliberat atât de multe lucruri, încât, da, fizic a simțit o ușoară moleșeală, dar nu s-a simțit chiar în formă, da, să dea de mâncare la animale și așa mai departe. Dar dincolo de această etapă, fizic am văzut, nu pot să spun că a slăbit de la o zi la alta, dar oricum, fiind acolo lângă ea, am văzut acest proces de eliberare și mi se pare fantastic. Da, deci noi păstrăm cu noi foarte multe informații, da, din dorința de a recrea poate amintiri din trecut, pentru că nu știm că putem să le dăm drumul, pentru că avem impresia uneori că avem nevoie de permisiune ca să eliberăm anumite lucruri care știm clar că nu ne mai servește, nu ne mai ajută, sau pentru că pur și simplu nu știm cum să facem asta. Da, deci sunt și la bătrâni, nu știu de ce am avut așa... La bătrâni și la copii funcționează incredibil. Deci am avut experiența să lucrez cu mai mulți bătrâni și cu care m-am auzit doar la telefon, cu care nu puteam să te dispun să intre pe Zoom sau cu care doar la telefon. Îi spuneam, ok, ce vă doare, închideam telefonul, lucram și mă sunau când gătam și spuneam cum se simte. Că așa se desfășoară o sesiune, de fapt, de Biofield Healing. Povestim 2-3 minute, lucrez și apoi la final vedem cum te simți, ce este nou. Ok, deci practic dacă o persoană nu are internet,
doar stai de vorbă la telefon cu ea 1-2 minute, după care închideți, persoana se relaxează, stă culcat, ăla ia acasă, tu la tine acasă, pur și simplu lucrezi pe această persoană. Da, da, deci se poate și așa. Așa am lucrat mai mult cu persoanele în vârstă pentru că era mai complicat să le trimit link de Zoom, să scarci aplicația. Deci a fost varianta foarte, foarte simplificată. Ok, wow, minunat, fantastic! Persoane cu care am lucrat, de exemplu, pe persoane care nu putem comunica, doar le spuneam, vedeți că lucrez la 10 seara, de obicei lucram seara, ele se puneau să doarmă și eu lucram. Okay. Stau pe afaceri, da? Ceva ce nu știu dacă și tu știi, lucrez inclusiv pe energia business-ului. Iar pe afaceri lucrez în timpul meu, când am timp, da? Deci pur și simplu le programez sesiunile și mă conectez cu energia acelui business și lucrez pe energizarea business-ului. Dar la fel, nu am nevoie de nicio... Am un pic la început niște informații, primesc niște informații și apoi după 2-3 luni primesc telefon. Nu știu ce ai făcut, dar uite ce mi s-a întâmplat și chestii din genul ăsta. Wow, e minunat! Și spune-mi, te rog, dacă la nivelul clientului apar anumite conștientizări sau nu? Deci, de obicei, pe business-uri am lucrat după ce am lucrat în prealabil și cu clientul. Deci, am avut deci persoane pe care le cunosc, cu care am lucrat și care am dus un pic munca la următorul nivel. Și atunci, într-un fel sau altul, aveam contact, știam ce se întâmplă, știam despre provocările și urmăream progresul. Dar asta este absolut opțional, adică... Pentru că așa s-a creat proiectul ăsta de business accelerator și de a lucra pe business-uri din cerințele persoanelor cu care am lucrat. E fantastic. Iulia, te rog tare mult, poți să ne faci o prezentare a site-ului tău dacă oamenii vor să te găsească, unde te găsesc? Da, stați puțin să deschid. Mă gândeam mai degrabă să fac o prezentare a aplicației, dar haideți să facem și așa. Că, sincer, nici eu pe site-ul meu nu cred că am intrat de mult pe ok, dar ca să ai acces la aplicație, trebuie să o descarci cumva. O da, deci eu cred că e mai simplu aplicația, pentru că acolo este varianta cu care lucrez acum cel mai mult. Okay. O să dau share screen la ecran să vedeți. Pentru că aplicația o găsiți în Google Play sau Apple Store, da? Sau o găsiți în browser, da? Aveți și varianta de browser. Dacă nu aveți cont, dați sign up și vă creați un cont. Dacă aveți deja un cont, dați doar login și vă conectați. Iar pe prima pagină, da, pe care este exact așa ce apare aici, o să apară și în pe telefon, găsiți programul cadou. Deci este un program cadou unde aveți 10 sesiuni deja. La mine nu mai apare butonul activ pentru că sunt deja înscrisă în el. Iar apoi aici la Learn o să vă apară toate cursurile pe care le aveți. Eu trebuie să mă duc pe prima pagină. Aici eu am acces la mai multe cursuri în cont, dar o să puteți primi acest program, cele 6 rând mitice, cadou. Și aici aveți partea de începe de aici, ce este acest program, cum funcționează vindecarea la nivel energetic, înregistrările sesiunilor, plus 3 sesiuni bonus. Da? Pentru noi începuturi, merit tot ce mai bun cer și primesc și pentru fericire. Iar toată lumea care își dorește să experimenteze și să aprofundeze un pic ce este cu această terapie, vă invit, da? Vă invit să căutați aplicația Linia Energetică, să accesați programul cadou, să faceți câteva sesiuni de acolo și să vedeți cum funcționează pentru voi. Dincolo de ceea ce o să facem noi imediat. Super! Aici se încheie discuția noastră. Îți mulțumesc foarte mult, Iulia, te apreciez și te respect foarte mult. Faci o treabă absolut minunată. Mă bucur că faci parte din acest program, Summitul Renunța la Kilogramele în Plus. Chiar dacă n-am vorbit noi despre cum dăm kilograme în plus, Iulia vă va face o demonstrație pe fizică acum. Eu o să punem intenția asta, deci să fie... Temele le avem de obicei cu o intenție. Poate să fie asta exact, da? Kilogramele în plus. Super, a dat jos kilogramele în plus. Eu o să închid acum videoul meu. Vă las în compania minunatei Iulia să vă întindeți, să faceți tot ce spune ea și de-abia aștept comentariile voastre să ne spuneți cum a fost și dacă simțiți acea conexiune cu Iulia, intrați pe site-ul ei, pe aplicația ei, încercați și cumpărați acea minunată, acel minunat program Biofield
Healing. Eu fac parte de câteva luni din acest grup al ei și este absolut minunat. Mulțumesc tare mult, Iulia! Eu mulțumesc! Înainte să începem, vreau să vă spun că e de preferat să vă întindeți, da? Să vă întindeți efectiv pe pat, pe o saltea, pe ce aveți voi la îndemână. Este că cu cât stăm mai întinși și mai relaxați, putem să primim mai mult. Dacă contextul nu-ți permite, poți să rămâi și pe scaun sau unde ești când vrei să asculți această înregistrare. By the way, înregistrările funcționează foarte bine, pentru că această energie cu care eu lucrez, de fapt, se va întâlni cu tine în momentul prezent și o să-ți fac o actualizare a sistemului tău energetic atunci când o asculți. Și chiar dacă asculți aceeași sesiune de mai multe ori în zile diferite, o să primești o vindecare nouă de fiecare dată. Vorbesc foarte puțin la început, o să dureze cam 20 de minute întâlnirea din seara asta, lucrez un pic la început și apoi lucrez invers. Vorbesc un pic la început și apoi lucrez cu mâinile. Și o să mai vorbesc la final când îți spun am terminat pe emisiune, te ridici. La ce să te aștepți? Te poți aștepta să ai gânduri, deci e normal dacă ai gânduri, le poți lăsa să vină să plece, te poți mișca, te poți întoarce. Doar dă-ți voie să ai această experiență fără să... Da? Nu te pot pregăti. Cel mai simplu este să te conduc într-o astfel de experiență și să vezi cum se simte asta pentru tine. Bun. Și ne pregătim, te invit să te întinzi, să lași corpul să găsească o poziție confortabilă, să închizi ochii și să inspiri profund de câteva ori. Intenția pentru sesiunea de astăzi este să înlăturăm acele kilograme în plus, da? Informații de care sunt stocate în ceea ce cărăm după noi și poate nu mai avem nevoie. Și nu e nevoie să înțelegem cum se va întâmpla acest lucru. Te invit pur și simplu să lași corpul să se relaxeze. Să dai permisiunea minții tale să se relaxeze și chiar dacă gândul mai vin spre tine, lasă-i să vină și lasă-i să plece. Iar dacă amintiri sau emoții puternice deasupra față, dă-le voie să iasă. Nu vrei să reprimi nimic. Pe măsură ce simți acele lucruri, ele se consumă și se eliberează. Iar dacă corpul tău vrea să se miște, lasă-l să se miște. Pentru a primi această vindecare, nu este nevoie să faci nimic din partea ta. Dă-mi voie mie să fac tot ceea ce este nevoie. Te poți mișca, te poți întoarce, poți lăsa corpul să se miște involuntar. Rămâi doar în rol de observator și observă ce se întâmplă. O să lucrez în miște acum și o să te aduc înapoi cu ajutorul vocii mele atunci când procesul este complet. Pentru un moment, doar relaxează-te și dă-ți voie să primești.
Rămâi în continuare cu ochii închiși și nu atenția pe respirație. Devină conștient, conștientă de respirația ta. Și pentru câteva momente, dați voie să revizuiești ce este nou, ce este altfel. Ce îți aduce această energie care vine spre tine, despre ce te învață. Iar apoi te invit să-ți exprimi recunoștința în primul rând față de tine pentru că ai fost deschis, deschisă să primești această vindecare. Și apoi recunoștința față de viață pentru că ți-a oferit această oportunitate. Și încet, încet te poți mișca, poți mișca degetele de la mâini, de la picioare, capul în stânga, în dreapta. Și când simți că e complet, poți deschide ochii și te poți ridica. Dar dacă vrei și mai ai nevoie, poți să mai rămâi câteva momente de energia asta, până când simți că e complet. Sesiunea a durat 20-30 de minute, dar efectele și încă se lucrează până la 24-48 de ore după sesiune. De asta este suficient o sesiune pe zi, pentru că ea acționează pe parcursul celor 24 de ore, timp în care poți să ai valuri de releasing, când o informație pleacă, sau valuri de charging, când informația nouă vine. E recomandat să bei multă apă. Dacă simți să te odihnești și timpul îți permite, poți să faci acest lucru. În somn, corpul nostru și fizic procesează cel mai rapid aceste informații. Dacă am fi fost live, mi-ar fi plăcut să îmi spuneți cum vă simțiți, ce simțiți acum, cum a fost pentru voi experiența de astăzi. Puteți să în comentarii și cu siguranță Lucia o să-mi dea tag și o să le pot vedea atunci când voi le lăsați. Ce este foarte interesant la sesiunea de astăzi este că, deși a fost o sesiune despre eliberarea kilogramelor în plus, surprinzător și pentru mine a fost că am lucrat foarte mult pe față și pe tălpi. Deci cea mai mare încărcătură în sesiunea de astăzi a fost de pe față, de pe tălpi și de pe plexul solar. Da? Dacă am fi mers rațional, ne-am fi gândit că această încărcătură poate să fie localizată în alte zone. Aici ne-a purtat energia în această sesiune. Să fie cu folos, să fie primit și să ne revedem cu bine. Toate cele bune!